În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, o cetate întărită ca să mă mântuiești, căci Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău mă vei călăuzi și mă vei hrăni. Iubiți credincioși, cu aceste cuvinte, Sfânta Biserică ne invită să participăm la Sfânta Liturghie în această zi de duminică. Conștienți fiind că de multe ori L-am supărat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, Îi cerem iertare acum pentru tot ceea ce am păcătuit și Îl rugăm să ne susțină cu puterea Harului Său, nu numai să nu mai păcătuim, ci să creștem în virtute și sfințenie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune. Din vina mea, din prea mare vina mea. Pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
rugă. Dumnezeule, Tu ne-ai spus că-ți faci lăcașă în inimile drepte și curate. Dă-ne fericirea să trăim pururi în harul Tău, ca astfel încât să binevoiești a locui în noi. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea lui Ben Sirac. Dacă vrei, îi vei ține poruncile. A fi fidel ține de bunăvoință. El a pus alături de tine focul și apa, spre care, dacă vei voi, îți vei întinde mâna. În fața oamenilor sunt viața și moartea. Ceea ce îi va place fiecăruia, aceea îi se va da. Mare este înțelepciunea Domnului. El este tare în putere și vede toate. Ochii Lui sunt spre cei care se tem de El și cunoaște orice faptă a omului. El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit și nu a dat nimănui permisiunea să păcătuiască. Cuvântul Domnului. Fericiți sunt aceia care umblă în legea pe cale, care umblă în legea Domnului. Fericiți sunt cei care păzesc mărturile Lui și le caută din toată să fie păzite cu grijă. O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi hotărârile Tale. Fericiți sunt aceia care umblă în legea Domnului. Fă bine slujitorului Tău ca să rămână în viață și să păzesc cuvântul Tău. Deschide-mi ochii ca să văd faptele minunate ale legii Tale. Fericiți sunt aceia care umblă în legea Domnului. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor Tale și o voi păzi până la sfârșit. Fă-mă să pricep ca să păzesc legea Ta și o voi păzi din toată inima. Lectura.
Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi vorbim de înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu de înțelepciunea lumii acesteia, nici a conducătorilor acestei lumi care sunt pieritori. Însă noi vorbim de înțelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost tăinuită și pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre gloria noastră, pe care nici unul dintre conducătorii lumii acesteia n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul gloriei. Însă, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe El. Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul cercetează toate, chiar și profunzimile lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând: să nu socotiți că am venit să desființez legea sau profeții. Nu am venit să desființez, ci să împlinesc. Căci adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul și pământul, nici o iotă și nici o linioară nu va trece din lege, până ce nu se vor împlini toate. Așadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici și va învăța astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini și va învăța astfel, acesta va fi numit mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime: să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său: prostule, va fi condamnat de sinedru. Dacă cineva îi spune: nebunule, va fi condamnat la focul ghenei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului, și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun,
nu vei ieși de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. Ați auzit că s-a spus să nu comiți adulter. Eu însă vă spun că oricine privește o femeie dorind-o, a și comis adulter cu ea în inima lui. Dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale decât să-ți fie aruncat în ghienă tot trupul. Și dacă mâna ta dreaptă te scandalizează, tai-o și aruncă-o de la tine, pentru că este mai bine pentru tine ca să piară unul dintre membrele tale decât tot trupul tău să ajungă în ghienă. S-a spus, dacă cineva își lasă femeia să-i dea act de despărțire, eu însă vă spun, oricine își lasă femeia în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter și oricine se căsătorește cu una lăsată, comite adulter. Din nou ați mai auzit că s-a spus celor din vechime, să nu faci jurământ fals, ci să ții jurămintele făcute înaintea Domnului. Eu însă vă spun, să nu juri deloc, nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Rege, nici pe capul tău să nu juri, căci nu poți face niciun fir de păr alb sau negru. Deci cuvântul vostru să fie, da, da, nu, nu. Ceea ce este în plus față de acestea, este de la cel rău. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cucernici părinți, iubiți credincioși. În săptămâna care a trecut, s-a publicat că în Belgia, o țară europeană, spunem noi civilizată, s-a aprobat deja o lege prin care se permite eutanasierea și a copiilor. Lege groaznică, nu? Dreptul de a ucide pe copii, chiar dacă aceștia o cer, chiar dacă părinții lor o cer. Iubiți credincioși, am ascultat azi un elogiu pe care Cartea Înțelepciunii, și eu vă recomand să-l mai citiți o dată acasă, un elogiu adus libertății. Omul este așa de frumos pentru că are libertate. O libertate de alegere, o libertate de decizie, o libertate de salvare. Spunea și Părinte Claudiu dimineața la radio că oamenii, noi, n-am fost creați roboți. Am fost creați în libertate. Și există o veșnică dispută care spune că, sau două părți, unii spun că omul este liber în deciziile sale, ceea ce este foarte frumos și adevărat, iar unii care spun și cred într-o predestinare și spun cam așa, omul nu poate să facă nimic. El este predestinat, merge și este un singur destin al său, nu poate să facă nimica să-și schimbe soarta și destinul. Astăzi, aici la liturghie, spuneam, am aflat și am ascultat tocmai această capacitate de a alege. Omul, din partea lui Dumnezeu, primește tocmai această posibilitate să aleagă focul și apa, să aleagă viața sau moartea. Și fiecare faptă a omului este cunoscută de Dumnezeu totuși. Am spus, iată că aici oamenii au ales moartea în cazul Belgiei și cred că această lege se va extinde cu siguranță și la alte țări.
Capacitatea omului de alegere o putem vedea în fiecare act al nostru, în fiecare zi. Putem să alegem să spun ceva sau să nu spun, să merg undeva sau să nu merg, să vin azi la biserică sau să nu vin, să mă cert cu cineva sau să nu mă cert cu cineva. Pot să batjocoresc pe cineva sau să nu batjocoresc pe cineva. O să-mi spuneți, părinte, dar dacă merg pe stradă și cineva dă cu mașina peste mine, dar nu e vorba de alege aici, nu e o faptă bună sau rea. Nu vorbesc despre ce voi păți eu. Vorbim de alegerea morală, alegerea actelor mele. Eu le aleg, eu le stabilesc. Și dacă aceste acte corespund cu voința lui Dumnezeu, atunci este extraordinar. Atunci înseamnă că eu intru în proiectul lui Dumnezeu. Dacă eu aleg să nu fiu credincios și resping pe Dumnezeu, nu mai sunt conform proiectului Său. Pe de altă parte, libertatea dispare când apare păcatul. Asta se vede și în lumea civilă, nu? Merg pe stradă, sunt liber să-i dau un cap cuiva. Liber, nu? În momentul în care i-am dat, i-am pierdut libertatea. Deci, păcatul este cel mai mare, cea mai mare piedică împotriva libertății. Oamenii spun, azi eu sunt liber să fac toate, orice, să fac orice păcat. Este cel mai grav, dacă vreți, raționament. Pentru că eu, dacă nu intru în proiectul lui Dumnezeu, eu mi-am pierdut libertatea. Sigur, e foarte greu, e adevărat. Eu am vrut doar pe dumneavoastră să vă ridic, dacă vreți, mingea la plasă. Dar dumneavoastră puteți deduce mai departe toate aceste libertăți de care, și puteți analiza viața dumneavoastră, în care eu sunt liber să iau deciziile mele. Pe de altă parte, o altă discuție, diferența dintre religie și credință. Vedeți vreo diferență? E foarte mare. A fi religios, a crede în Dumnezeu, poate să fie ca în Vechiul Testament. O să vedeți de ce pun această întrebare. În Vechiul Testament, Dumnezeu, pentru omul care crede într-o religie, și noi spunem că toate religiile sunt bune, într-un fel. Dar mie nu-mi place această afirmație. Deci, în momentul în care eu cred într-un Dumnezeu distant, într-un Dumnezeu care ne dă numai legi, într-un Dumnezeu care ne încorsetează, într-un Dumnezeu care nu știu cum apare, dar eu spun că e un Dumnezeu acolo, sus. Aceea e religie. Și probabil poporul evreu de multe ori a rămas doar la nivelul de religie. Dumnezeu spune să faci asta, asta, asta și asta. Vine Iisus Hristos și creează un mare progres. El ne aduce la credință. Credința deja înseamnă, eu am în fața mea un interlocutor, eu vorbesc cu Dumnezeu, eu îl descoper pe Dumnezeu, pe un Dumnezeu frumos, pe un Dumnezeu care mă iubește, pe un Dumnezeu care mă ocrotește, pe un Dumnezeu care moare pentru mine. Deci deja am ajuns sau am făcut saltul de la un Dumnezeu distant la un Dumnezeu lângă mine. Un Dumnezeu cu care eu mă întrețin, un Dumnezeu cu care eu vorbesc, un Dumnezeu care mă iubește și eu îl iubesc, un Dumnezeu în care apar raporturi interumane aproape, nu? De aceea Iisus Hristos vrea să facă, prin toate acele afirmații din Evanghelie, acest salt. Nu un Dumnezeu care interzice ceva, dar un Dumnezeu care te aduce lângă El. Un Dumnezeu care te vrea lângă El, în raport interpersonal. Și iată că, de fapt, Iisus Hristos începe cu să răspundă la o acuză. Probabil, El care îi iubea și care îndemna pe toți oamenii la iubire și punea omul mai presus de lege, vă amintiți atunci când a fost acuzat El că de ce ucenicii lui sfarmă spice în mână și mănâncă sâmbăta?
Și a spus, dar nu e mai importantă sâmbăta decât omul? Sau când a vindecat un om în zi de sâmbătă, nu e mai importantă legea sâmbetei decât omul care e bolnav? Și dacă ați observat, intră puțin în contradicție cu mentalitatea aceea legistă. Și atunci el răspunde la întrebare, să nu credeți că eu am venit să desfințez. Eu nu vreau să vă desfințez legea pe care tot de la Dumnezeu vine, legea pe care au înțeles-o părinții voștri, care o interpretau așa într-un stil rece, distant. Dar am venit la voi ca să o desăvârșesc, să o fac mai frumoasă, să o fac mai umană, să o fac mai pentru voi, mai pentru oameni. Și ați observat și dumneavoastră acele antiteze. S-a spus înainte că cel care ucide va fi pedepsit. Dar eu nu vă spun că ucide deja, nu mai gândim la ucide, gândim la jignire, la ofensă, la un cuvânt rău spus celui de lângă tine. Observați ce mare distanță, excepțional. Adică Iisus vrea ca oamenii să se iubească. Un om când îi spune unuia, prostule, deja este o distanță, țipă la el, îl desconsideră, îl duce undeva jos, nu? Nu l-a ucis, o să spunem, dar ce l-a ucis? Nu l-a ucis, dar i-a ucis ceva din demnitatea lui, din frumusețea lui, din calitatea lui și așa mai departe. Deci Iisus vrea un raport interuman bazat pe iubire. Cine spune prostul, eu sunt sigur că nu-l iubește pe celălalt, nu? Cine îi spune nebunul, și mai rău. Tocmai de aceea Iisus Hristos vine și spune, vreau să desăvârșesc, vreau ca legea aceea care vine tot de la părinții voștri, care a fost descoperită părinților voștri, să o fac frumoasă, să o fac cu adevărat o lege a iubirii. Mai mult decât atât, Dumnezeu vrea de la noi un progres. Se spune în viața spirituală că nu există niciodată stare pe loc. Cineva poate să spună așa, eu sunt așa de credincios cum eram la 16 ani. Nici mai rău, nici mai bun. Am 60 de ani, dar eu tot la fel am rămas. E fals. Nu se poate asta. Pentru că dacă spui că stai pe loc, dai înapoi cu siguranță. Dacă nu dorești permanent un progres în viața creștină, în relația cu Dumnezeu, dai înapoi cu siguranță. Tocmai de aceea Iisus insistă pe acest, cum să zic eu, progres permanent. Și cum are loc acest progres? Sigur, prin dialogul cu Dumnezeu, prin citirea acestui fragment care mi se pare foarte greu, aproape că bucățica asta din predica de pe munte este așa de dură la prima vedere încât spui, nimeni nu o să facă acest lucru. Mă gândesc atunci când spui, dacă mâna ta te scandalizează, tai-o ca să nu mai păcătuiești, nu? E grea. Dar, pe de altă parte, cu siguranță Iisus când spune toate aceste lucruri, vrea un progres de la noi. Și în încheiere, aș vrea să mă opresc asupra unui aspect pe care nu prea îl vorbim. Despre celelalte mai vorbim, cu divorțul și cu toate celelalte. Dar nu vorbim prea ușor despre jurământ, de exemplu. Ați făcut jurăminte? Apelați la jurăminte? Vă chem la birou parohial și veți vedea că în fiecare săptămână vin două persoane care vor să jure. Să jure soția că nu l-a înșelat niciodată, să jure celălalt că nu s-a îmbătat, să jure, să jure, să jure. Eu ca preot, în baza acestei evanghelii de astăzi, trebuie să le spun, nu jurați. N-ați rezolvat în familia voastră problema cu jurământul, cu siguranță. Veți jura, unul din voi va minți cu siguranță, va avea un jurământ fals și acesta este foarte dur, dar între voi nu va apărea iubirea printr-un jurământ. Adică, minciuna voastră vreți să fie, sau în minciuna voastră, voi vreți să fie chemat martor Dumnezeu? Nu vi se pare că instrumentalizați demnitatea și măreția lui Dumnezeu? Și ați văzut că Iisus spune foarte clar, nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, iar cuvintele voastre fie foarte clare, da, da, nu, nu. Și Iisus, prin aceasta, demască, de fapt, ipocriziile, contradicțiile noastre.
Jurământul îl cheamă în cauză pe Dumnezeu. Îl pune în discuție în acțiunile noastre. Adică noi păcătuim și hai, Doamne, ia vino aici și stai lângă mine martor. Iisus demontează întregul acest mecanism. Chiar dacă este solemn al jurămintelor prin care Dumnezeu este invocat ca martor al adevărului unei afirmații. Ca și cum s-ar spune, dacă atunci când rostești un jurământ ai nevoie să te pui în prezența lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că uiți că ești întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, nu? Deci acum eu jur, Dumnezeu vine aici. Dar oare nu Dumnezeu este tot timpul acolo, spune acest scriitor. Dacă ceea ce ai pe buze corespunde cu ceea ce ții în inima ta, atunci un simplu da poate să ajungă. Dar probabil că noi, când apelăm la jurăminte, sau creștinii când apelează la jurăminte, ei știu că sunt nesinceri. Și vor să pară în fața altora sinceri. Dar un om care este foarte corect, un om care este coerent, are nevoie să jure în fața ta ca să-l crezi? Nu cred. Deci, totdeauna un om care jură, înseamnă că el are o problemă. Are o problemă personală și el știe că nu-i corect. El știe că minte de obicei. Dar acum, în fața celuilalt, oricine ar fi, soția sau vecinul, el vrea să pară, vezi, Doamne, cel corect. Dacă ceea ce ai pe buze corespunde cu inima ta, atunci un simplu da poate să fie suficient. Garanția daului sau nuului tău este ființa ta adevărată, nu Dumnezeu. Iisus refuză să vadă în jurământ un obstacol în fața minciunii, pentru că jurământul devine un refugiu al mincinosului. El vrea să distrugă minciuna. Nu se mulțumește să o dea afară din tribunale sau din actele publice. Vrea să o elimine din viața omului. Cel credincios este pus în fața responsabilității proprii. Nu este permis să apeleze la Dumnezeu pentru a obține credibilitate. Trebuie să meargă deschis, să-și câștige credibilitatea prin propria transparență. Ce greu e, nu? Să devii credibil pentru toată lumea. Am văzut oameni, și dumneavoastră ați văzut probabil, pe care îi cred ușor de tot. Omul care nu te-a mințit niciodată, omul care este coerent, omul care iubește cu adevărat adevărul. Excepțional, nu? Un teolog, Bonhoeffer, observa: jurământul aruncă umbra dubiului asupra oricărui cuvânt omenesc. De aceea el vine de la cel rău. Adică argumentează ce spune Iisus. Dar creștinul, în toate cuvintele sale, el trebuie să fie lumină, izvor de lumină. Cine nu are nimic de ascuns în fața Domnului, nu trebuie să aibă nimic de ascuns sau falsificat nici în fața oamenilor, continuă același teolog. Creștinul nu are nevoie să ascundă nici chiar propriile păcate. Din moment ce crucea lui Hristos, în afară că le iartă, le descoperă, le dezvăluie. Și încheie acest teolog. Nu este niciun adevăr în fața lui Iisus fără adevăr în fața oamenilor. Nu putem să-L urmăm pe Iisus fără a trăi în adevărul descoperit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Iubiți credincioși, a fi creștin nu-i ușor. A fi creștin corect e și mai greu. A fi un creștin care se jertfește e foarte greu. Dar aceasta este calea. Aceasta este Evanghelia care ne conduce cu adevărat, nu către focul Ghienei, ci către adevărata răsplată. Dacă vrem să fim cu adevărat creștini ai lui Hristos, vrem să fim oameni credincioși și nu numai religioși, Evanghelia de azi ne pune și ne angajează pe toți la un drum al progresului, un drum al înaintării noastre spirituale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina din Lumină, Dumnezeu adevărat,
din Dumnezeu adevărat. De fiind sfântată, el care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, cred de la Tatăl și de la Fiul pur cere. Este adorat și preamărit și a trăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cu botez iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului. Fraților preiubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină. Uniți în ascultarea cuvântului Dumnezeu și în oferirea jertfei sfinte, să cerem harul de a înțelege și a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii, dăruiește-le fiilor bisericii tale o dorință tot mai aprinsă de a te cunoaște și de a te urma. Te rugăm, ascultă-ne! Transformă-i pe toți păstorii bisericii în adevărați apostoli, plini de credință și de iubire. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide mințile și inimile celor necredincioși, ca să primească adevărul învățăturii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne să putem deosebi mereu adevărul de eroare, pentru a ajunge la sfințenia la care ne chemi Tu. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne ca după exemplul preacuratei Fecioare Maria să păstrăm în inimă cuvintele tale, să le medităm și să le urmăm. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe toți credincioșii răposați să contemple strălucirea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule prea milostiv, căile tale sunt adevăr și dreptate, ajută-ne să urmăm învățătura Sfintei Evanghelii și să o propovăduim prin întreaga noastră viață, prin Hristos Domnul nostru. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Doamne, ca aceste daruri sfinte să ne purifice și să ne reînnoiască și celor care împlinesc voința Ta să le dobândească răsplata veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururia și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, de la care Universul primește existența, energia și viața. Fiecare zi a călătoriei noastre pe pământ este nu numai un dar nou al iubirii Tale față de noi, ci și o garanție a vieții viitoare. Căci după ce L-am primit pe Duhul Sfânt, care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți, trăim în speranța că vom ajunge la bucuria Paștelui veșnic. De aceea, împreună cu îngerii și sfinții te lăudăm și într-un singur glas cântăm imnul măririi Tale. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând:
Luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate radarul bisericii Tale și, recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii, pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-a Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Semnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în ispită. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pacea în zilele noastre,
pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care e asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Tu ne îndestura, Doamne, la ospățul ceresc, dă-ne, te rugăm, harul de a înseta purul după izvorul vieții adevărate, prin Hristos, Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și dârmăiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mira lui Dumnezeu. Amin. Mai sunt exact 3 luni până la marele eveniment al beatificării preasfințitului Anton Durcovici, la 17 mai 2014. Până atunci, în fiecare zi de 17 a lunilor februarie, martie și aprilie, va fi o celebrare specială ca pregătire pentru acest eveniment. Așadar, mâine, fiind 17 februarie, după liturghia de seară, va fi un moment, o celebrare în această privință. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.